Salutare, Vexan de aici, ziua 152, clipul 152. Astăzi vedeți un experiment care a început acum vreo 3 luni și mai exact, aveam nevoie de o paletă de amestecat culori, nu aveam chef să merg la un magazin de specialitate, dar întâmplător am găsit ceva asemănător. Era un fel de paletă de amestecat culori care conținea culori tempera în ea. Am dat jos culorile tempera, dar mi-a fost milă să le arunc, le-am pus într-o pungă și într-o zi când trebuia să arunc o plasă din aceea gen burete de spălat, am zis, bă, de ce nu fac o combinație, iau culorile alea, le prind, aveam și o pânză prin atelier. Am făcut un fel de instalație din aceste trei elemente, în ideea în care aș fi lăsat tablou afară și efectiv când plouă să deseneze tablou, doar că culorile erau de proastă calitate, pânza nu absorbea nimic. O să vă zic că am încercat de vreo 3 ori, am pândit ploaia, până la urmă m-am enervat, am ieșit cu fetița mea în curte, am luat două sticle, le-am găurit capacele, am picurat ușor și am controlat cât de cât picăturile. Aș fi vrut să picteze ploaia, dar până la urmă am pictat noi. Îmi place ce a ieșit, nu este o pânză finală și va fi ceva ce voi folosi pe viitor ca să creez un tablou. Cam atât pentru azi, v-am pupat!